Sunt oameni care se hrănesc din a alerga maratoane. Da. Dar n-ar putea să alerge cât un maraton în fiecare zi. Au nevoie să se și recupereze. La fel și cu frigul. Mm -hmm. Te duci la sală, nu faci în fiecare zi piept și brațe. Da. Intru în apă cu gheață mm -hmm. cu intenția să o fac să clocotească. Mm -hmm. Să o fac să fiarbă. Topesc tot în jurul meu. Nu mai este pe rezistență. Este mm -hmm. pe a da. Îm îmbracă, deci o uh -huh. ocrotitoare a practicii de tumo se numește Tukje Kundrolma uh -huh. și ei o vizualizează, se îmbracă în ea, îi preiau din atributele ei, uh -huh. se vizualizează niște culori, se vizualizează modul în care curge respirația, se fac niște respirații anume în frig, altele se fac în partea de pregătire. Am uh -huh. o piscină de o persoană și sunt 100% cu acea persoană. Uh -huh. Dacă am trei piscine, am Ajutat, am ghidat un o persoană să intre în piscină. După ce s-a stabilizat și observ că a preluat controlul asupra respirației mm -hmm. și lucrurile se desfășoară normal, mă duc și îl bag pe următorul. Mm -hmm. Bine te-am găsit și bine ai venit la un nou episod al podcastului Excelent de Bine. Sunt cu și gazda ta. Și astăzi o să abordăm un subiect foarte interesant. De mult se știe că a face baia în apă rece îți face bine, să faci o saună îți face bine. Însă astăzi, pentru a desluși acest lucru și a afla care sunt realitățile despre cât de bine, cât de nu e bine să faci dușuri reci sau băi reci și în ce condiții să faci toate astea, am un invitat special care se numește și care este perso în persoana Bogdan Bânculescu. Bogdan, bine ai venit în primul rând și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni la acest podcast. Mulțumesc pentru invitație. Eu am fost foarte curios și, sincer, de așa din tineret să practicam să merg la sauna. Și la un moment dat, când am fost în cred că Germania sau Austria, ceva de genul acesta, am văzut acolo că aveau un bazin cu apă rece și lumea din piscina se băga acolo, stătea foarte frumos și ieșea de acolo. Uh, am zis, ok, e foarte interesant, dar uh, am pus mâna să încerc apa totuși, că ceva îmi dădea cu virgula și am constat că era extrem, extrem de rece. Uh, dar dacă tot eram acolo, am zis să nu mă fac așa de cacao și m-am băgat în apă rece, dar am ieșit cu viteză mai mare decât am intrat, adică a fost un salt rapid afară. Însă, ceea ce a fost foarte interesant este că după aia m-am întins pe un șezlong și am simțit cum uh, niște furnicături, uh, respectiv cum acea microcirculație a fost uh, stimulată. Dar de acolo după aia chestia asta mi-a plăcut, m-am străduit să practic de fiecare dată când mă duceam la schi, de fapt, pentru că ei au uh, chestia asta. Și uh, cumva um, apare în uh, întâmplător, cum se spune în viață, uh, îl descoper pe Wim Hof, care practică chestia asta și vorbește de toate beneficiile, după care descoper că e o chestie tradițională care se face în Țările Nordice, care se face în Rusia și au apărut tot felul de cercetări. Dar acum ideea este că, știi cum e, una este să le citești sau să te uiți la ele și alta este să le practici și altceva este să practici sub îndrumare. Chestia asta, pentru că ceea ce mi-a mi s a părut foarte interesant, era că Winhof nu doar că se. adică băgatul în apă rece este doar un, o finalitate, dar înainte de asta există o pregătire care înseamnă respirația, care înseamnă meditație, care înseamnă multe elemente. Și mă bucur că te-am descoperit, și aș vrea să prezint celor care ne urmăresc despre ce este vorba de fapt. Care sunt recomandările? Din păcate, acasă n-am o cadă cu apă rece să fie undeva acolo la. 4, 5, 6 grade cât ar trebui să fie, doar închei cu un duș rece, dar care sincer nu îmi produce senzațiile, care îmi produce un bazin cu apă rece. Tu cum ai ajuns de fapt? Cine este Bogdan Bânculescu și cum a ajuns el la toată această poveste? Povestea lui Bogdan Bânculescu a început cu mult, mult da. timp înainte relația cu frigul. Uh -huh. Am uh, crescut într-o perioadă în care frigul era o constantă. Uh, chiar mi-aduc aminte că odată eram prin clasa 6 și veneam de la școală, înghețat fiind, uh -huh. acasă am găsit apă fierbinte uh -huh. și când am băgat mâinile înghețate sub apă fierbinte, am înnebunit de frig. Vreun sfert de oră m-am tăvălit pe jos de durere. Uh -huh. uh, am urât frigul, umblam cu două perechi de pantaloni pe sub, uh, zic, o, o pereche de pantaloni pe sub pantalonii de școală, două perechi de șosete, deci nu mi-a plăcut Blindat frigul. bine. Blindat bine, da. Nu mi-a plăcut Cuma. frigul. După cum spune și numele, e oarecare are legătură cu banca aici. Cuma. Deci am lucrat în banca aproape 20 de ani, am uh, fost într-o bancă privată și apoi într-o bancă de stat, am fost uh, director acolo și cum uh, cumva îmi doream să fac altceva, sufletul meu tângea după altceva și am început acum 20 și ceva de ani, vreo 25-26 de ani am început să fac Aikido. Uh, unde am luat contact cu o altă lume, o altă lume uh, foarte interesantă, o lume în care se vorbea despre energie. Vorbisem, știam despre energie, aveam uhum. ideea asta pentru că uh, mama mea în, uh, de formație este. Uh, profesor, profesor de limba română și de da. limba rusă și am avut acces la o mulțime de documente. Aha. Ea a lucrat ca translator până s-a pensionat, translator de rusă și în desele vizite la Moscova ne aducea o mulțime de cărți și o mulțime de informații pe care ni le traducea și erau pentru noi, noi familia. Da, da, da. da. Deci am avut acces la o informație care nu prea era ușor de găsit în blocul estic. Rușii știm foarte bine că au încurajat cercetarea, au încurajat ba. explorarea energetică. Aveam cărți acasă despre presopunctură, despre secretul apei de piramidă, deci ce uh -huh. circula pe sub mână înainte de da. 89, noi le cam aveam și eram oarecum pregătit. N-a fost așa un, uh, uh, un moment în care dintr-o dată am fost expus la genul ăsta de informații. El s-a pregătit de-a lungul uh -huh. timpului. Ei, în urmă cu vreo șapte-opt ani, un coleg al meu mi-a zis, măi, eu n-am timp să stau să-mi cântăresc mâncarea, mă ocupam cu el de a mai da jos din kilograme. Și mi-a zis, vreau niște hecuri, vreau niște lucruri mai simple. Și am căutat pe internet hecuri și am descoperit faptul că expunerea celulei, țesutului adipos, la o temperatură foarte scăzută, <coughs> nu doar că. Micșorează celula, ba chiar o omoară, o distruge. Mm -hmm. Și atunci, cel care scrisese articolul respectiv era foarte convins că expunerea la frig, datorită acestui uh, aspect, ajută la a da jos mm -hmm. kilogramele în plus. Ulterior am aflat că e mult mai complex fenomenul și nu e atât de simplu, dar uh, a fost un prim pas. Mm -hmm. Am dat o căutare pe net, pe YouTube, am găsit uh, mii de clipuri cu băi în gheață, da. Hof, nu știu ce, am uh, găsit site-ul, am făcut uh, partea de programe gratuite care era acolo pe site și apoi am uh, căutat un eveniment. Am găsit evenimentul, m-am prezentat, m-am simțit extraordinar, eu știind că am o frică asta de a mă expune la frig, până la acel eveniment făcusem doar partea de respirații, așa cum am învățat-o de pe YouTube sau de pe net. N-are nicio legătură cu ceea ce ni se predă la Academie. La Academie unul dintre primele lucruri care ni se predă este safety first, să avem grijă de celălalt, să fie în permanență, în siguranță. Oriceea ce vedem pe net... Celălalt, adică se lucrează în... Nu. Sau cum? Noi, ca instructor, da, în momentul da. în care a. lucrăm cu cineva. Deci, calitatea, nivelul, intensitatea respirației sunt dimensionate în mod corespunzător față de puterile celuilalt. De exemplu, tata, care are 76 de ani și care a făcut și el până acum vreo 3 băi în gheață și... Se simte extraordinar. El nu poate să țină pasul da. cu ceea ce fac ceilalți, care sunt un pic mai tineri, care sunt sportivi de performanță, care au o anumită pregătire. Deci e nevoie să dimensionezi în funcție mm -hmm. și de numărul de oameni da. și de calitatea mm -hmm. fizicului da. lor. Și atunci în asta constă, constă maestria unui instructor. Mm -hmm. Să ofere o experiență cât de cât unitară pentru toți cei care sunt acolo și se pregătesc. Am fost încurajat să devin instructor, am intrat în cadrul Academiei, mi-am manifestat dorința, am făcut niște cursuri care erau obligatorii înainte, online. Da. Doar o mică pauză, să da. zic și o paranteză. Pentru că ai spus că suferai de frig. Da. Și... Cum s-a întâmplat această trecere? Sunt foarte curios. Adică mai ales să te baci prima dată în apă rece, ca, cu gheața, suferind de frig. Mi-am dorit să scap de Așa. senzația de frică asta de frig. Da? Tocmai știind aventurile din uh, anii anteriori. Aha. Și atunci uh, uh, am fost interesat, am observat, a spus la un moment dat și Wim că... Pentru extremitățile reci, există un anume tratament care se poate face astfel încât să scape de, uh -huh. de senzația de frig. Iar unul dintre beneficiile pe care le are explorarea la frig este tocmai reglarea termoreglării. Uh -huh. Acel proces firesc, natural, pe care îl avem da. cu toții, dar pe care o bunică foarte grijulie, o mătușă foarte atentă îl anihilează din fașă pentru că de când suntem mici, să nu-i fie fric copilului. Îi mai punem un pulover, îi da. mai punem trei căciuli, mai punem patru da, perechi asta, de șosete. prima la 15 grade, copii cu căciulă în fofoliți. Da. Oi. da. De exemplu, în Danemarca mi-a povestit un prieten de acolo că dacă se adună câțiva danesi care au copii mici și se face destul de târziu, îi scot pe balcon în căruț să doarmă. În frig, Ia, adică în frig. la prânz îi scot iarăși afară, în, în frig. Avem nevoie de frig, chiar dacă uh, ideea de confort exclude frigul, Correct. avem nevoie de frig. Și am fost la un weekend pentru avansați. La finalul weekendului, uh, marea majoritate s-au înscris la modulul de master, unde, în, un, în urma fi, finalizării acestuia, urmând să devenim uh, uh, instructori. Și m-am prezentat în, la începutul lui octombrie 2019, împreună uh -huh. cu alți 59, am fost 60 de oameni acolo, nu în Olanda, unde a fost modulul da. pentru avansați uh -huh. la acasă, ci în uh, Spania, unde ulterior a devenit o bază de antrenament pentru uh -huh. uh, Academia Wim Hof. Uh -huh. Spații mai multe, piscină corespunzătoare. Furnizor de gheață, spații de cazare. A, asta era da, problema. Da, Că atunci când era un weekend pentru avansați, sufocam toate, da, toate uh, facilitățile din zonă. Așa, și am dat examenul, am luat, am, am fost vreo 20 de oameni care am luat examenul din prima. În următoarele zile, ceilalți au avut parte de reexaminare și au câțiva au mai reușit să treacă. Câțiva au reușit să treacă, în, să treacă examenul în mai puțin de un an de la data primei susțineri, uh -huh. dar o parte, chiar o parte destul de uh, bine pregătită, n-a reușit să treacă acest examen. Deci uh, dar ce de la ce Academie? Constă, constă în, uh, într-un număr de întrebări așa, okay. care acoperă și partea de fiziologie, partea de studii care uh -huh. sunt legate de metoda Wim Hof și uh, comportamentul. Uh -huh. Cum faci ce faci când ai un eveniment, ce se întâmplă, cum îl conduci. Mm -hmm. Și, de exemplu, unul dintre ei este un notător, cred că în echipa olimpică de, într-o echipă olimpică de nota Ungariei, foarte bun cunoscător de limba engleză, n-a reușit să treacă testul, mm -hmm. că noi ne propusesem să facem împreună niște evenimente mm -hmm. undeva în zona pusenilor, ca să fie aproape da. și de Budapesta Aha. și de București da. și nu s-au mai concretizat pentru că n-a reușit să-și ia examenul mm -hmm. și a renunțat complet. Examenul nu e greu, doar că de undeva din luna iunie până în octombrie, având acces la biblioteca studentului, am Trecut prin toate materialele și am văzut videole și am căutat să înțeleg, m-am folosit și de alte videouri de pe net. Adică, ceea ce spunem la dispoziția Academia este basic, da. însă nu este suficient pentru a deveni un instructor bun. Ai nevoie de mult mai mult decât ce-ți uh -huh. da Academia. Și uh, am uh, început undeva în uh, decembrie 2019, am avut primul eveniment, la mine acasă. Spuneai că nu ai posibilitatea unei ape reci da. acasă. Iată că eu într-un apartament de două camere de vreo 40 și ceva de Așa. metri pătrați, am avut apă rece. Am cumpărat o ladă frigorifică aha, aha. pe care am umplut-o cu apă aha. și o țineam în permanență la două grade. Și crede-mă, două grade sunt da, două, da, grade. două grade. Adică nu se compară cu 7, 8, Te băgai în, în Exact lada în lada frigorifică. Foarte și spărgeam gheața, că se forma o poșghită de gheață, o spărgeam cu ciocanul. Uh -huh. Și era și un pic de gheață. Uh, ulterior, oamenii au vrut să se vadă gheața acolo, și îi cumpăram câteva pungi de gheață, dar erau de, de decor, pentru că apa era suficient de rece încât să te provoace. Da. care este tem că am, am văzut că există mai multe păreri care ar fi temperatura optimă uh, ca să faci o baie undeva. Unii spun de la 4, 7, 8 grade, până în 10, pe la 4 grade. Când e vorba de expunerea la frig, uh -huh. avem doar două, două, două parametri de care putem ține da. cont în mod direct. Temperatura apei sau temperatura mediului dacă facem expunerea la frig afară uh -huh. și durata de expunere. Uh -huh. Dacă temperatura este foarte scăzută și durata este la fel de scăzută, mai este o durată de care trebuie să ținem cont, durata de recuperare. Adică dacă am intrat astăzi și am stat 3 minute în apă la 2 grade, mâine nu mai intru în apă rece. E nevoie să las un timp pentru că organismul să se refacă, pentru că este un, un stres pentru el. Aha. Avem nevoie de perioada asta de refacere. Cum nici mușchii nu-i faci în sală, ci acasă, în bucătărie și mai târziu când te bagi la culcare, la fel și cu expunerea la frig. Dacă vrei să ai parte de beneficii, pe termen lung, e nevoie să ții cont de această uh -huh. uh, alternare a perioadelor de stres cu perioade de recuperare. Uh -huh. Pentru că expunerea la frig, ca și sala, ca și postul intermitent, ca și uh, ceaiurile, da. ca și multe alte uh, activități, sunt o formă de hormeză. Uhum. Hormeza este expunerea la un stresor suficient de intens încât să genereze la nivelul fiziologiei un răspuns dar nu atât de intens încât să te omoare uhum. Sunt oameni care se hrănesc din a alerga maratoane da. Dar n-ar putea să alerge cât un maraton în fiecare zi. Au nevoie să se și recupereze. La fel e și cu frigul. Da. Te duci la sală, nu faci în fiecare zi piept și brațe. Da. Mai schimb, e clar. nevoie să lași o săptămână până revii la da. Da. piept și brațe. E, la gheață, la apă rece, teoria spune cam așa. Dacă ai apă undeva la 10-12 grade, poți să intri în fiecare zi, poți să stai până la 5-6 minute. Cu cât apa este mai rece, cu atât durata este mai. Scurtă, mai redusă, iar următoarea baie este mai îndepărtată, ca timp. De exemplu, la apă la 2 grade, eu recomand undeva minim 7-10 zile până la următoarea baie. Evident, dacă te duci într-o tabără și ai 3 băi în gheață în acea tabără, le poți face, dar nu e ceva ce să faci. Ce Se face constant? Constant. constant. Auzisem la un moment dat, unii spuneau că, na, mai urmăresc și podcasturile chestiunile că ar fi. Să zic și să-acumulezi undeva la 10 minute într-o săptămână. Are sens uh, chestia are asta? Are sens la început. În momentul mm -hmm. în care ai suficientă experiență încât să determini cu precizie maximă să simți ceea mm -hmm. ce se întâmplă acolo, știi când e prea mult. Și nu te mm -hmm. mai interesează 10 minute într-o săptămână. Mm -hmm. Te interesează să fie o experiență plăcută, nu autoflagelare. Să fie mm -hmm. un pic peste cât este suportabil. Adică să împingi un pic bariera, dar mm -hmm. nu să dispară din fața ochilor. Adică să fie ceva controlabil. Asta este un aspect. Un alt aspect este următorul. Dacă trec printr-o perioadă dificilă, de exemplu, am vorbit mai devreme cu cineva care are în divorț cu soția, da. se simte asta și la respirație și la expunerea la frig. Stresul ce alte forme de stres în, pe care le avem în jurul nostru? Da. Dacă asara am băut un pahar de vin mai mult decât beau de obicei, dacă acum o săptămână am mâncat mai prost decât mănânc de obicei, toate astea influențează abilitatea corpului de a răspunde stresorului și mai ales de a se reface după. Deci, un stil de viață sănătos se va simți altfel în baia cu gheață, un stil de viață dezordonat, da. cu totul și cu totul altfel. Probabil că nici când la... apare... nu ajunge. Când apare, nu, 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 avem abilitatea asta în noi și da. doar e nevoie să o re scoatem la suprafață. Dar răspunsurile vor fi diferite. Suntem diferiți, slavă Domnului, că nu suntem roboți și atunci mm -hmm. de exemplu am două sesiuni când fac evenimentele, una o am dimineața la ora 10 și una am după masă la ora 16.30 sau 17 sunt persoane care au venit și la una și la alta și au constatat că rezonează mai bine cu una sau cu cealaltă. Aha. Am avut pe cineva care a venit dimineața și noaptea următoare a fost albă. Pentru că n-a putut să doarmă, a avut atâta energie de încât toată noaptea a umlat prin casă, a călcat, a spălat. A... Dar uh, sunt uh, cazuri și cazuri, deci nu răspundem toți la fel. Uh -huh. Asta e important să înțelegem. Uh -huh. uh, anumite persoane care au probleme cu tiroida, de exemplu, au o sensibilitate mai mare la frig anumite persoane care au o au probleme cu tiroida uh -huh. nici nu simt. Aparece uh -huh. atât de intens cum o simt ceilalți lor. Uh -huh. Deci nu tiroida este neaparat uh, uh, elementul, da, da. elementul, dar poate fi un indicator mai uh -huh. mai greu cu apa cu aparece. Uh -huh. uh, avem posibilitatea de exemplu să urmărim alte modalități de expunere, cum este dușul rece, care nu e, nici pe departe nu seamănă cu expunerea nu la deloc. baia cu gheață, da. sau a ieși într-un mediu rece în pantaloni scurți și cu șosete, cu bocanci uh -huh. în picioare, căciula pe cap, mănuși în mâini. Deci, în exact acum patru ani eram în Polonia uh -huh. și urcam pe unul dintre vârfurile munților Carpați, porneam de la minus 2 grade, ajungeam la minus 12 grade după vreo 4 ore de urcat, dar vântul bătea cu vreo 40-50 de km la oră și simțea ca minus 25 de grade. Eram în transă. Făcusem pregătirea de dimineață, pregătirea asta îți asigură undeva 6-7 ore de expunere la frig fără, fără nicio problemă. Am ajuns acolo în vârful muntelui și în momentul în care instructorul, instructoarea, ne-a spus faceți poza, fiecare individual și după aia poza de grup și după aia vă îmbrăcați, am înghețat. Toții. Am ieșit din acea stare mentală de care vorbește Wim. Aha. Pentru că metoda Wim Hof are trei elemente extrem de importante. Cel mai puțin important da. este văzut a fi mindset-ul, partea de setare mentală. Uhum. Din păcate, un mindset nepotrivit nu te ajută absolut deloc uhum. și poate fi considerat unul dintre cele mai importante elemente. Ele, de fapt, sunt la fel de importante, însă. Uhum. Uh, unor alee e mai ușor să prioritizeze unul dintre ele. Un alt element important este partea de pregătire. Pregătirea înseamnă și respirație înainte. Respirația făcută într-un anume mod. Respirația asta generează niște răspunsuri la nivelul fiziologiei care te ajută să treci peste acel șoc care poate apărea în momentul în care te expui dintr-o dată la un mediu foarte rece. Iar al treilea element este chiar expunerea treptată, la frig. Um, uh -huh. Dacă oamenii îmi spun înainte să vină la un eveniment pentru prima dată măi, n-am apucat să fac nici măcar dușuri și le spun, da, să știți, facem pregătirea și sunteți ok cu ceea ce facem acolo pe loc. Dacă îmi spun că au făcut dușurile sau au ieșit afară o pic mai dezbrăcați, îi felicit pentru că deja au început să facă primii pași. Uh -huh. Deci nu e uh, uh, rău nici așa, nu e nici uh, un câștig extrem de mare, pentru că sunt procese total diferite. Mm -hmm. De exemplu, uh, unele persoane spun, sau le vedem, că sunt până în dreptul pieptului. Efectul principal pe care îl generează expunerea la frig apare în momentul în care apare ce depășește umerii. Uh -huh. Deci ne interesează să stăm cât da. mai jos în apă rece. Mm -hmm. uh, nu. Da, nu ai până aici. Da. Uh, Într-o ladă frigorifică de, nu știu, 230 de kg, 250 de kg de litri, uh, ai suficientă apă încât ai, să că... poți să stai exact cum trebuie. Deci lada frigorifică este ideală pentru cineva care este decis, mm -hmm. pentru că costă undeva la 1.400, 1.500, 1.700 de lei uh, și mai o, o mică investiție ulterioară. E nevoie să chituiești bine Aha colțurile pe dinăuntru, nu ca să ar infiltra apa, dar se poate dezlipi placa aceea de aluminiu mm -hmm. sau placa aceea de tablă și te poate jena la un anumit moment dat. Mm -hmm. Deci pui silicon pe conturi și apoi găsești în magazinele de specialitate o vopsa de reparat, o vopsa mai lată de reparat căzi și chiuvete. Și dai două-trei straturi, o lași vreo 4-5 zile să iasă mirosul și după aia poți să pui apă. Mai e nevoie să iei un, o priză cu timer Uh -huh. și după ce ai dus-o la vreo două grade, da. uh, vezi, că, în funcție și de setările uh -huh. lăzii frigorifice, vezi cât e nevoie să o lași dimineața și seara, două ore, două ore jumate, uh -huh. și dimineața și două ore jumate seara, astfel încât să o păstrezi în mod constant uh -huh. la o temperatură de 2 grade. 2 grade, 3 grade, depinde cum îți ieți ușor. Dacă Aha. ai început acum, așa, ai o sensibilitate la frig și două grade este mult prea intens, du-te la 5-6 grade, dar fă regulat. Adică uh -huh. să nu fie un moft, să fie, să facă parte dintr-un proces uh, firesc. Găsim uh -huh. 15-20 de minute ca să facem lucrul ăsta. Durează undeva 10-12 minute să faci partea de pregătire și pe a 2 trei, trei minute de expunere la frig în apă da. suficient de rece încât să genereze un oarecare disconfort dar nu atât de rece încât să îmi doresc să uit experiența, da, da, da. Uh, sunt suficiente. Mm -hmm. Eu, într-o perioadă la început, când m-am apucat, intram în fiecare zi și a fost mult prea mult pentru mm -hmm. mine. Am făcut-o, e adevărat, suficient, adică undeva la vreo câteva, două, trei luni, dar apoi am rărit băile și m-am dus la o săptămână. Mm -hmm. O săptămână e suficient și pentru apă lăsată afară și pentru o baie la 2-3 grade. Dar, repet, valorile astea sunt valabile pentru mine. Fiecare își găsește acel yes. optim. Am văzut, acum am văzut și pe net că au apărut tot felul de variante, da. să zic așa, gonflabile, în care uh -huh. să te bagi, unele chiar și cu sistem de răcire. Da, nu merită. Dar, dar depășesc de prețul la frigorifice. Exact. Vlada frigorifică e cea mai bună variantă. O poți lăsa așa afară, o poți pune și în casă. E... Găsești da. chiar un coleg al nostru din Italia a postat un video cum și-a făcut el uh, lada și-a venit un în lemn cu scară. A pus a. și un sistem de aerisire a apei ca să dureze un pic mai mult. Uh -huh. uh, ceva de la acvariu, deci un uh -huh. vibrator din acela de la acvariu. Uh -huh. I-a pus un capac frumos și... Apa o scoți cu pompă? A o scot cu pompa, o dată la lună o scot uh -huh. cu pompa. Uh, la două grade nu se împute, da, clar, dar clar. Uh, Praful da. de pe picioare se mai adună da. pe acolo, plus că sunt anumite persoane, erau, că acum nu mai folosesc, care uh, voiau să știe că e apa curată. Și atunci goleam, da, da, da. goleam lada zi. și o umpleam la loc. Mm -hmm. Deci am luat o pompă pe care am dat vreo 350 de lei, în 3 minute o golește Oho. complet, O are debit mare. E bine. Da. Care sunt beneficiile, într-un final, că... Da, acum, urmărindu-l pe Wim Hof și urmărindu și pe ceilalți, e clar că uh, răcești mai rar sau, mă rog, sau mai, militar, deloc. Sistem, da. Da, sau mai deloc. Și sistemul imunitar funcționează mai bine. Dar ce s-a mai constatat? Care, și din experiența ta personală și ceea ce, mă rog, prin schimb de experiență uh, ați, ați descoperit, să zic eu, sau ceea ce a știința de Descoperi. Da, și de la știință, și din experiența uh -huh. personală. Deja la momentul ăsta cred că am ghidat peste 1200 de oameni uh -huh. diferiți să intre da. în baia cu gheață. Uh -huh chiar le și spun în momentul în care vin, dați-vă voie să vă manifestați exact așa cum vă vine să vă manifestați, pentru că credeți-mă, am văzut cam tot ce se poate vedea. Nu mă mai surprinde nimic. Pentru că partea de pregătire, surprinzător, da. este mult mai intensă decât partea de expunere la frig, partea de respirație. Da. Aceea este the big shit în toată povestea. Așa. Toate... Limitările pe care le are metoda, sau majoritatea limitelor pe care le are metoda sunt generate de partea de respirație. Respirația poate să scoată la suprafață niște afecțiuni de care nu erai conștient, de care, pe care nu știai că le ai și care uh -huh. pot fi periculoase. Respirația este problema Aha. în toată povestea asta, nu-i la fel. Dacă e trecut de respirație poți să faci orice, crede-mă. Și ce fel de respirație este? Respirația uh -huh. pe care am învățat-o la Academie este o respirație destul de simplă. Uh -huh. uh -hmm. Nu e vorba de respirația lui WIM, este metoda da. Da. WIM. Respirația lui WIM este foarte intensă și uh -huh. pentru cineva care nu e obișnuit sau are anumite limitări date de vreo afecțiune, poate fi uh, chiar periculoasă. Uh -huh. Respirația se face în felul următor. Vă dau cea mai simplă variantă. Umplem abdomenul, umplem pieptul și ne imaginăm că am avea plămân și în cap, umplem și capul. Lent. Uh -huh. Deci respirația nu este brutală, este lentă. Lent. Este foarte foarte lentă. Uh -huh. Nu contează dacă ridic sau nu ridic umeri. Important este să duc la maxim volumul de aer pe care îl pot conține uh -huh. în uh, plămâni. Și apoi eliberez fără să forțez. În permanență trebuie să am, la finalul expirului, undeva un 20% aer rămas în plămâni. Deci nu este un expir complet, este Complex. un expir liber. Uh -huh. e, e foarte simplă respirația în momentul da. în care ai învățat-o. E ca mers pe bicicletă, nu mai uiți. Dar important este să o înveți uh -huh. Cum trebuie, da. și apoi o poți dimensiona în funcție de abilitățile tale. Adică, am oameni care își doresc niște respirații mai intense pe care nu le pot face cu începătorii. Iar da. respirațiile astea intense presupun și alte elemente, presupun niște contracții, presupun niște vizualizări, adică nu mai este deja mm -hmm. ce se poate învăța la capăt. Am credință. văzut la un moment dat Winhof avea pe YouTube, cred că, sau, da, undeva am găsit. Respirația lui cu reținere, expirației pe inspir, adică respirația adânci, după care reții pe inspir, după care expir și reții pe expir și e. tot așa. Da, sunt, sunt nenumărate modalități de a combina inspirul, expirul, apnea pe plin și apnea mm -hmm. pe gol. Mm -hmm. Structura de bază de la Academie este următoarea: 20-30 de respirații profunde mm -hmm. în care umplem abdomenul, pieptul și capul. Expir lent, urmate de o apnee pe gol după ultimul expir, de la aceste da. 20-30, 40, da. poate dacă Oho. avem da, uh -huh. o abilitate mai mare de a face față acestui stresor, uh -huh. pentru că se, se va simți după 20-30 de respirații. Uh -huh. Vor apărea niște răspunsuri în corp, se întâmplă niște lucruri acolo, se schimbă un pic biochimia. Uh -huh. Gândiți-vă că sângele devine un pic mai alcalin. Fluidele devin un pic mai alcaline. Sângele și revine foarte repede pentru că uh -huh. uh, organismul funcționează optim la un pH al sângelui bine stabilit. Orice deviere de la pH-ul ăsta influențează în mod negativ uh -huh. funcționarea sângelui. În schimb, urina de la 3,54 pH-ul de exemplu, da. poate să ajungă la 7,58. Uh, ecoli are nevoie de un mediu alcalin, dar după o sesiune de respirație, mediul alcalin creat de respirația asta este mai mult decât are nevoie E.C.O.L.I. încât poți să scapi de o infecție urinară. Am o clientă care 20 de ani a cărat după aia o infecție urinară și după prima sesiune de respirație, pentru că nu de la baia în gheață s-a vindecat, după prima sesiune de respirație a renunțat for good deci de doi ani a la pastile. În permanență, odată de dor pe lună, lua medicamente, lua antibiotic. Nu da, mai are da. nevoie, a scăpat de povestea asta. Wow! După prima respirație. Deci poți să declanșezi, de fapt, niște procese în corpul tău o, da, da. De, 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 de reparatorii formidabile. Da. Hormeza, ca să vă spun și o poveste așa mai haioasă, așa. prima oară când a fost consemnată, poate una dintre primele, de când a fost consemnată, a fost în istoria unui rege pe nume Mitridate, Mm -hmm. al cincilea, un rege al pontului. Mitridate al cincilea a avut un copil, pe Mitridate al șaselea. Dintr-o totală lipsă de inspirație, da. nu știu da. ce nume să-i pun. Și uh, când micul Mitridate avea undeva 8-9 ani, niște prieteni ai lui taică i au turnat o travă în vin. Așa se da, era. făcea atunci. Da. Și Mitridate al cincilea a murit. Mm -hmm. Și alți prieteni, mai prieteni și l-au luat pe micul Mitridate și l-au dus în pădure unde l-au predat unor înțelepți care au avut grijă de el vreo 9 ani, 10 ani. În fiecare zi de dea o travă. În doze foarte mici. Mm -hmm. Ba Bai de o travă din aia, bai dădeau de o travă din altă, ba schimbau o travă, ba le combinau. Astfel încă mm -hmm. încât micul mitridate, în ăștia 9 ani, 10 ani, de o trăvire sistematică zilnică, ba rămânea înțepenit, ba îl lua burta, ba nu se putea da jos din pat, Aha. ba țipa, ba dormea 3 zile, ba... Deci avea toate reacțiile posibile. Cu timpul, Mm -hmm. prietenii, i au mărit doza, astfel încât el a devenit imun la dozele obișnuite de o travă. Când a făcut 19-20 de ani, a pus mâna pe sabie, a revendicat tronul, a dat jos uzurpatorul și a devenit el rege al pontului. După vreo 2-3 ani, un prieten, da. pentru ce sunt prietenii, i-a turnat Corret. o travă în pahar. Da. El l-a stricat un pic la stomac, deja nu mai uh, putea să omoare un cal ce a pus da, da, prietenul da, da, da. acolo, dar la el n-a funcționat, prietenul nu știa toate secretele mm -hmm. lui Mitridate. Astfel încât, în momentul când și-a dat seama că a fost uh, o tentativă de otrăvire, l-a căutat pe prieten, i-a dat un friend și un follow, cum se dădea pe da, vremea da, da, respectivă da. și a supraviețuit. Povestea lui a rămas. Uh, Hipocrate spune la un moment dat diferența dintre o travă și medicament ține doar de doză. Mm -hmm. Paracelsus a spus exact același lucru și el, l-a parafrazat pe uh, Hipocrate, iar mai târziu, prin anii 30, un tip pe nume Nice a spus-o și mai frumos, aplicabil pentru pe mai multe planuri. Ce nu te omoară, te întărește. Asta este, asta este esența Hormezei. Mm -hmm. Un stresor suficient de puternic încât să genereze un răspuns, dar nu atât de puternic încât să te Caz. omoare. Excelent. Wow. Uh... <coughs> Eu vreau. Mă rog. Um... În diferite anotimpuri. Acum, nu știu, anotimpurile noastre s-au schimbat temperaturile, dar e o diferență în sensul că temperatura de afară este poate mai mare, suntem la 20-30 de grade, și când mă bag în apă rece, din nou să fie un șoc mai puternic decât să de la 5 grade mă bag la 2 grade sau din nou ne întoarcem la respirația care face parte din pregătire și uh, a este o cheie mai uh, eficientă în uh, suportabilitatea acestui șoc termic, să zic așa. Unul dintre efectele pe care îl are respirația este această alcalinizare. Uh -huh. O alcalinizare care, sper să nu distrug prea multe mituri și business <laughs> e mult mai uh, profundă și mult mai uh, uh, bună decât uh, de exemplu, alcalinizarea pe care o obținem bând uh -huh. o apă, uh -huh. Uh -huh. Așa. Uh... e, prin alcalinizare se desfac niște receptori de durere de pe piele. Da. Semnalul care pleacă apoi spre hipotalamus este mult diminuat. Senzația dureroasă este mult scăzută. Deci dacă uh -huh. acum bag mâna în apă rece, pe o scară de la 1 la 10, poate o simt 10%. După ce fac respirație, o pot simți pe la 3-4, depinde. Depinde de fiecare persoană, depinde de cât e de odihnit, depinde de cât da. e de antrenat, depinde. Uh -huh. De exemplu, când temperatura, mediul exterior scade sub 16 grade, automat există o descărcare de adrenalină în, în corp. Tocmai pentru a ne ajuta să facem fața acestui disconfort. Uh -huh. Deci, indiferent că am sau nu experiență cu frigul, la sub 16 grade, la 10 grade, 12 grade, se va face această descărcare de adrenalină care mă va ajuta expunerii la frig. Apoi mai este o, un aspect care ține de toleranța mea uh, intrinsecă la frig, toleranța pe care deja o am. Dacă sunt și antrenat, și dacă am dezvoltat de-a lungul timpului o toleranță mai bună la frig, dacă mi-am reparat acest proces de termoreglare, voi face față mai bine frigului. Mm -hmm. Am avut persoane în ultimele da. săptămâni care au venit la băile în gheață și care au spus: Băi, dar mai cald înăuntru decât afară. Mm -hmm. Și afară nu erau cu mult sub 0 grade. Da. Dar, în momentul în care corpul este supus acestui stresor, respectiv da. expunerea la frig, mm -hmm. într-un anume mod, deci, când apa trece peste umeri, va începe să genereze căldură. Mm -hmm. Eu simt căldura respectivă. Mm -hmm. Nu e ceva din minte, ceva ce inventez. Da, da. Efectiv, Și... dau drumul la căldură. Okay. Noi avem uh, două temperaturi. Probabil că sunt mai multe, dar da. două ne interesează. Temperatura exterioară. Am băgat termometrul aici sau mi-a pus uh, da. specialistul de la Lidl. Așa, da, uh, da, da. S -s -s -sc -scaneze bar cu codul de bare. Așa, mi-a pus termometrul acolo și a constatat că am o temperatură optimă, uh -huh. dar temperatura din interiorul corpului diferă de la un moment al zilei la altul pentru că este dată de o serie de procese care se desfășoară sistematic secundă de secundă. De exemplu, în marea majoritate a materialor care circulă pe YouTube sau a cursurilor de dezvoltare personală, aflăm că acel hormon pe nume cortizolul este rău. Da. E, cortizolul este bun și avem nevoie de el dimineața la trezire. Curba pe care o are melatonina, undeva după 2-3 dimineața, începe să se ducă în jos. Cam cu două ore înainte de ora de trezire, nivelul cortizolului începe să crească. Eu mă trezesc dimineața datorită cortizolului. Dacă nu mă trezesc dimineața fără ceas, uh -huh. înseamnă că acea eliberare a cortizolului la mine este bine de tot afectată. Pentru că în mod firesc eu trebuie să mă, tre eu trebuie să mă trezesc, insist, eu trebuie să mă trezesc undeva puțin înainte de răsăritul soarelui. Uh. Avem în gene. Da, în gene, avem, informația avem asta. asta da. Ne-am educat să ne culcăm târziu, astfel încât nu e foarte exact, greu să ne trezim dimineața. Exact, pentru că nu mai avem orele, nu mai avem fazele somnului de care, care sunt necesare pentru Crede-mă, aseară m-am culcat pe la 8 și jumătate în joi săptămâna trecută m-am culcat la 7 și jumătate. Uh -huh. Azi dimineață m-am trezit la 6:35. Uh -huh. Complet fresh, eu nu mai folosesc uh -huh. alarma de 4 ani. De patru da. ani și mai bine. Din octombrie 2019 nu mai folosesc alarma. Și starea este complet diferită dimineața. O, oh, starea trebuie. este complet diferită, pentru că dacă ne gândim la acele cicluri de somn, în momentul în care alarma sună, e foarte posibil să-mi întrerupă pe un ciclu la jumătate. Exact. Și e ca, e ca și când aș căuta să dezinstalez un program, scoțând calculatorul din priză. Îl stric la un anumit moment dat. Alarma este similară efectului pe care l are un baros, mm -hmm. care lovește într-un ceas de mm. 200.000 de euro, un ceas elvețian de 200.000 da. de euro. Asta se întâmplă când sună alarma. Da, da. Păi da. E da. scump. E scump, da, este, este dar din, din păcate se, se se întâmplă zilnic la foarte multe persoane, cu toate că atunci când ne naștem și în primii ani de viața noastră, știm să ne trezim. Exact. Adică exact. eu țin minte și băiatul meu dimineața la șase venea și mi-a tati, dormi? <laughs> uh, și se trezea fresh. Adică, asta eu spun foarte, foarte... La cursurile mele le explic oamenilor că există o mare diferență între natural și normal. Exact. Și natural este să te trezești fără alarmă. Da, Dar, din păcate, ajungem în această normalitate unde începem să ne bazăm pe alarma învățăm și pe ceilalți din familie să se bazeze pe alarma și iată un stres zilnic în fiecare dimineață, care generează în primul rând o stare de oboseală, iar pe de altă parte, dacă mai e și o activitate care nu-ți place, dar e trecut trebuie, e și mai și. Da, e un stresor suplimentar. Uh, oricum, uh, nu, știu, nu știu dacă s-a studiat sau s-a cercetat, la un moment dat l-au ascultat pe Wim Hof că de fapt aceste băi reci au și efectul acela de destresare. Exact. De eliminare. Îți explic imediat da. de ce și cum. Aha. Deci unul dintre efectele pe care le-am perceput în mod direct de la clienții mei apropiați a fost acesta. Au scăpat de o infecție urinară. Tata când a venit prima dată a zis așa, băi, nu mai dorm, de vreo două, trei săptămâni nu mai dorm, ajută-mă. zic, ok. Am băgat seara în baia cu gheață și la plecare le-am zis oamenilor, zic, vedeți că pentru un somn de calitate, aveți la dispoziție cam 15 minute din momentul în care apare primul cascat uh -huh. după apusul soarelui. Da. Atunci corpul își cere somn. Dacă nu îi dai, da. cam după o oră și jumătate apare este următorul nou. căscat valabil. Cascatul poate să da. se repete, dar nu prea mai poți intra. Uh -huh. Atunci ai corpul pregătit să intre la culcare. Și tata mă sună și spune, băi, ne sunt pe la foișorul de foc, casc de când am plecat de la tine, eu unde mă culc? Acum? <laughs> deci trebuie să spun că tata a dormit trei săptămâni lemn după prima baie în gheață uh -huh. și a fost super încântat. A vrut să vină și în uh, ianuarie, dar s-a nimerit în weekendul ăla să fie o ninsoare foarte <laughs> interesantă și tata a zis, măi, prefer să nu dorm bine, dar să nu pierd locul de parcare <laughs> de la bloc. <laughs> Asta da. Dar nu este singurul caz al unei persoane care și-a rezolvat problemele de somn. Ce am mai observat? Recuperare mai rapidă după o operație sau după un, după un traumatism. Am, de exemplu, una dintre fetele care vine la baie în gheață. Pentru ea băile în gheață, după spusele ei, n-am da. N-am uh, manipulat-o absolut deloc în da. uh, afirmațiile astea. Au însemnat uh, bulele de oxigen pe care și le-a luat. De doi ani de când ne cunoaștem, a venit în mod constant la băile în gheață. A fost din octombrie anul trecut am început aceste băi în gheață săptămânale pentru da. uh, un număr limitat de oameni. Gândește-te că ea are cinci operații pe inimă nereușite și așa este este malpraxis. S-a dus cu analizele, are un dosar de analize uh -huh. sănătos. S-a dus cu analizele la un medic, uh -huh. aflase că e posibil să o poată ajuta. Și medicul, când a văzut analizele, a zis, amă ce aici, dar trebuie să o văd și pe doamna, că nu pot să. Uh -huh. Trebuie să aflu mai multe. Și a zis, eu sunt doamna. Și la analizele astea, nu aveați fizic cum să vă dați jos din pac. Ei, cum să nu am cum să mă dau jos din pac? Păi eu merg pe bicicletă. Și asta s-a îngrozit. Cum adică mergeți pe bicicletă? Uh -huh. Păi merg pe bicicletă, merg 15 km pe bicicletă. Păi și de ce vă opriți? El se gândea cu o inima. Păi mă plictisesc. <laughs> Senzația. Da, deci pentru ea băile în gheață au reprezentat un debușeu și o modalitate de a se agăța și de a ieși la suprafață. Uh -huh. Mai am iarăși o fată care vine în mod constant, ea este de departe decana Așa. Uh, numărului de intrări, se apropie de 30 de intrări uh -huh. în 2 ani de zile a fost în tabără cu mine, a fost, vine la, aproape lunar a venit la evenimentele pe care le organizez în București și a venit la ambele evenimente pe care le fac joia, și joi de joi, Da. și uh, ea mi-a spus așa, măi, eu nu aveam probleme cu somnul, dar am constatat că nu mai sunt în starea de panică, în starea de friz. Mm -hmm. În trafic a avut un conflict cu un, uh, uh, un alt șofer, și a deschis geamul plin de curaj, a vorbit cu el, iar fetița ei care era în spate a zis, mami, nu vine să cred că tu ai făcut asta, pentru că ea de obicei îngheța, rămânea, Aha. se făcea că nu-l vede, își vedea de ale ei, acum a căpătat curaj. A scăpat de o exemă uh -huh. și uh, și-a reglat și aciditatea gastrică. Și mi-a spus, păi, nu am schimbat nimic față de ce făceam Așa. înainte, doar am adăugat băile în păi. gheață. Uh, la un moment dat citeam în, și am pentru că am fost și mă mai duc prin America, mă mai școlesc și eu pe la uh, diverse evenimente și spuneau că de fapt, de exemplu, băile în gheață pentru sportivi de performanță ajută foarte bine în procesele inflamatorii Exact. Pentru antrenamente pentru după, după ce au meciuri sau... Exact. Da, este un, uh, un tratament obișnuit, uh, de exemplu, în cazul uh, celor care practică rugby, eu acolo am văzut prima dată, uh -huh. Uh -huh. Uh, dar nu numai. De exemplu, atunci când urmărim hipertrofia, deci creșterea masei musculare, care are nevoie de uh, menținerea unui proces inflamator, baia în gheață nu ajută. Blochează, blochează. procesul inflamator. Aha. În schimb, dacă am alergat un maraton și am făcut o baie în gheață, mă recuperez mult mai repede. Hmm. Dacă am fost la un concurs, am ridicat greutăți sau nu știu ce am făcut, am urcat pe munte, baia în gheață mă ajută să mă recuperez mult mai repede. Deci, în momentul în care intru în uh, apă rece, toate acele programe, toate docurile și pdf-urile da. care sunt lăsate în bară, jocuri, soliterul și ce mai e pe acolo, sunt închise în mod sistematic și păstrate doar elementele Aha. de care are nevoie calculatorul meu să funcționeze. Se golește ramul, mm -hmm. astfel încât totul este pus la dispoziția mea ca să supraviețuiesc. Să în momentul în care eu intru de bună voie în apă cu gheață, nivelul cortizolului nu suferă mari modificări. În schimb adrenalina crește da. Dacă aș cădea în apă cu gheață Nivelul cortizolului ar fi sus. sus Deci expunerea controlată la frig Are beneficiul că Este un teren de antrenament Foarte eficient uh -huh. Pentru a face față diverselor tipare de stres cu care ne Beste confruntăm, astfel încât, în momentul în care am trecut suficient de des prin ele, să le pot replica și în cazul altor evenimente a. stresante. Am înțeles. Oh, foarte super. Uh, cum l -l lucrezi săptămânal cu grupe sau. Am o grupă care, cu care lucrez săptămânal, uh, cu ei ne vedem joia de la ora 12. Uh -huh. E practic un reset din timpul săptămânii pentru weekendul ce urmează. O dată pe lună fac în București. Mai merg și prin țară dacă se adună oameni. Dacă nu se adună oameni, uh -huh. anulez evenimentul, e absolut normal. Colaborez cu diverse companii uh -huh. sau cu diversi organizatori de tabere. Uh -huh. Eu, la rândul meu, organizez tabere. Am. Uh -huh colegă la Timișoara și ne întâlnim de obicei undeva în mijlocul țării și avem acolo tot felul Aha. de activități, printre care și expunerea la frig. În funcție de program și de tematica taberei, avem o baie, două sau chiar trei, trei. în cele 3-4 zile de tabără. Am în plan mai multe colaborări pentru că nu suntem mulți în țară și practic fiecare are nișa lui, oamenii care rezonează cu da. mine, mă caută, colaborăm. Deci am, am, făcut, am participat la team building-uri, am avut mm -hmm. în vară la Venus Așa. un director general foarte dornic de experiențe care nu le-a spus absolut nimic cu oamenilor. Mm -hmm. Erau vreo 50 și ceva de oameni, până la urmă au rămas vreo 40 care au intrat în apa cu gheață. Hai, e bine. Dar ei nu bună. știau, deci la ora 10 ei nu știau ce o să se întâmple în ziua respectivă. Aha. Știau că trebuie să vină cu costum de baie la ei și cu haine groase, pentru că în timpul respirației ți se face frig. Da. Ei aveau senzația că ești cu catamaranul pe mare, da. Asta, deci, la asta se așteptau. Efectul, efectul respirației este că ți se face frig? Poate fi. La marea majoritate a oamenilor ți se face frig în momentul aha. în care hiperventilezi, pentru că este o hiperventilație acolo. Aha, aha cu cei de joia care sunt la da, un alt nivel de. la ei se mai face și cald. Da, pentru da, da, cu ei lucrăm cu alte cu alte tehnici de respirație. Tehnici de respirație, da. De fapt, toată pregătirea înseamnă tehnici de respirație, Mindset-ul, uh, întâi de toate mindsetul. Mindsetul. Ce înseamnă mindset-ul? Păi uite, Concret. de exemplu, pentru că e chestia aia, ok, vin la tine, da mă duc la Bogdan, și știu clar că o să intru în apă rece. Știu cum este cu apă rece, că am mai avut contact cu ea, vorbesc de un mindset obișnuit, știi. Deci e clar că vin pregătit, vin cu o curiozitate, vin împins de ceva, dar pe de altă parte vin și cu acea experiență unde apă rece este. Bă! Care ar fi intenția cu care intri în apă rece? Dacă a, acum ar trebui să faci chestia asta sau dacă acum ți-ai propune? da, de exemplu cineva cu mindset obișnuit probabil este mânat fie de curiozitate, fie de exemplele altora, fie de poate o problemă de sănătate uite, în apă e nevoie să stai cam două minute ca să apară acele procese uh -huh. știind că urmează să stai două minute acolo da. ce apare, ce, ce te motivează să intri sau care este gândul Acum, eu practic chestia asta din când în când, din păcate, dar uite, ideea e foarte bună asta cu... <laughs> nu am gândit cu lada frigorifică. Cu, cu... Lada frigorifică te referi la, de fapt, aia, congelatorul, cum ar fi. Da, da, cu capacul. Da, cu capacul ăla. Da. Da. Uh, nu am gândit la asta și e foarte interesant. Uh, adică acum știu unde să ce să fac și cum să fac. Uh, pentru mine motivația este starea de bine pe care o simt după. Deci după ce și în special uh, dacă fac sauna și după aia mă bag în baia rece, uh, senzația este, pf, pentru mine este formidabilă. E adevărat că pentru că nu reușesc să fac cu frecvența chestia asta, adică am pauze destul de mari, în primele zile stau mai puțin. Și până când ajung să stau acolo, cât simt nevoia. Nu știu că n-am cronometru, nu cronometrez. În număr undeva pe acolo. Așa fac și eu. Număr cam 20 de respirații. Știu că am stat minute și jumătate. Nu stau mai mult de minute și jumătate. Deci asta. Și atunci ce înseamnă să schimb mindset-ul? Dacă vin cu un mindset unde n-am făcut niciodată chestia asta, vin că na, poate mă îngaș că venim ceva și e frică, oricum. E acolo o formă de frică. Și îți dorești să și îți dorești să schimbi ceva, să îmbunătățești. În momentul ceva. în care ai intrat și simți că e rece, rece da, apa da. și știi că mai ai un da, minut și jumătate afară. Da, și mai da, ai un da. minut și jumătate. Care este gândul? Să reziști? Să fugi. Dar dacă vrei, vrei neapărat da, la vrei să Da, dacă să reziști clar. Da, asta clar. voiam să scot de la tine. Da, 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 clar. Uh, să da, uite, o schimbare de mindset este următoarea. Uh -huh. Intru în apă cu gheață uh -huh. cu intenția să o fac să clocotească. Mm -hmm. Să o fac să fiarbă, topesc tot în jurul meu. Nu mai este pe rezistență, este pe a da. Pe a da. Mm -hmm. În momentul în care intri, așa se schimbă mm -hmm. lucrurile. Pentru că, uite, asta mi-aduce aminte de o meditație care se practică în unele mănăstiri din Tibet, Ktumă, unde călugării ies afară în zăpadă, își udă cearșafurile, se învelesc și usucă cearșafurile respective. Acum, scopul nu este să usuce cearșafurile, ci de fapt asta arată controlul lor asupra proceselor din uh, organism. Uh, dar probabil că unii se gândesc să clocotească sau să, că sunt soare sau ceva de, de, de reușesc să usuce și știi, chiar exista, a existat o filmare la un moment dat unde chiar o stare în normalitate, adică N-ai văzut, e ca și dacă acum ai pune un prosop peste tine și nimic altceva. Exact. Cei care fac Tumo și aleg să facă Tumo, Tumo este una dintre tehnicile pe da. care o fac tibetanii. Ca să ajungi la lama, nu știu dacă e obligatoriu să treci prin toate, e nevoie să le cunoști, dar partea de expunere la fric din Tumo uh -huh. nu este pentru toți. Da. P cel care te ghidează, cel care este superiorul tău, știe dacă poți să usuci cele șase ceașafuli pe durata unei nopți. Și o noapte în Tibet e și lungă, e și răcoroasă. E și Dar uscatul ceașafulilor este una, unul dintre teste. Da. Mai au teste și unul dintre cele mai crunte este să intre la pus într-un butoi cu apă, păzit de 3-4 călugări, care nu te lasă să te miști, să faci ceva, ci urmăresc cu atenție uh -huh. să rămâi nemișcat, te păzezi toată noaptea până dimineața, iar dimineața, regula este să nu se închidă copca în jurul gâtului. Aha. Deci Partea mai hardcore uh -huh. este să dea o gaură în. să facă copca în lac, uh -huh. pentru că e mai multă apă de încălzit în lac decât în, lac în butoi. Decât în butoi. Da, da. Noi generăm căldură. Până la un anumit nivel. Practicile fizice, partea de respirație, uh -huh. sunt suficiente. De la un anumit nivel încolo, nu mai fac față. Și cei care practică Tumo uh -huh. au un întreg set de vizualizări pe care le, uh, le fac. Le fac. Uh, zeița care uh, îm îmbracă, uh -huh. deci o oclătitoare a practicii de Tumo, se numește Tukje Kundrolma. Și mm -hmm. ei o vizualizează, se îmbracă în ea, îi preiau din atributele ei. Mm -hmm. Se vizualizează niște culori, se vizualizează modul în care curge respirația, se fac niște respirații anume în frig, altele se fac în partea de pregătire. Pregătirea e destul de laborioasă, durează câteva ore. Nu cred că se fac de fiecare dată toate exercițiile, dar sunt 100 și ceva de exerciții pregătitoare. Ba. Partea de curățare a canalelor. Uh -huh. spre deosebire de canalele din uh -huh. yoga hindusă, canalele în tumo arată uh -huh. un pic altfel. Chakrele sunt poziționate un pic altfel, au alte uh -huh. culori, au alte semnificații. Uh -huh. Curățarea, de exemplu, a canalelor uh -huh. se face prin vizualizarea tuturor literelor din alfabetul tibetan, uh -huh. pe o nară se inspiră vocale, pe o nară se inspiră consoane. Uh -huh se intercalează și în dreptul pieptului pe două discuri albe se învârt iarăși se separă și se învârt în direcții diferite pentru un netibetan e foarte greu da, e deci noi rămânem la partea fizică-fiziologică însă tumo este mult mai complex decât ce se Clar, vede dar de fapt foarte multe practici ne arată că până la urmă corpul uman este formidabil oh, extraordinar adică Poate să facă, să reziste la o grămadă. Inclus, implicit, Winhof, care a dobărât atâtea recorduri, mă care este occidental. Știi, Adică, nu, nu vine de afară și unde din Orient, unde zice, ok, ăsta oricum, asta este scopul vieții lui. Winhof, care este occidental și uite că arată că corpul uman, într-adevăr, în orice condiție, poți să-l antrenezi să facă niște chestii spe... sensaționale, speciale. Uh astfel încât să te ajute în viața de zi cu zi. Uima a fost în uh, India, el da. practică yoga, a învățat yoga acolo și s-a îndrăgostit de yoga citind o carte, Yoga și Patanjali, a lui Mircea Eliade. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> da. <laughs> Uite cum totul se înverte până la urmă spre România, știi, pas cu pas. Uh, da. O să descoperim că, într-adevăr, România este leagă, nu și spiritualității, dar renegat cumva, renegat. Uh, bun, Perfect. Avem pregătire mindset-ul și respirația. Corect? Da. Și după aia intrăm în apă. Da. Partea de mindset eu o dau la început. Le sugerez da. treaba asta. Lăsați-o să se așeze să acolo. Se și în momentul în care intrați, eu oricum stau, stau cu fiecare în parte. Am uh -huh. o piscină de o persoană și sunt 100% cu acea persoană. Uh -huh. Dacă am trei piscine, am ajutat, Am ghidat un, o persoană să intre în piscină. După ce s-a stabilizat și observ că a preluat controlul asupra respirației uh -huh. și uh -huh. lucrurile se desfășoară normal, mă duc și îl bag pe următorul. Uh -huh. uh, pentru că dacă bag trei și se sperie unul, mi-sperie uh -huh. pe toți. Da, da, clar, clar. Asta ar fi unul dintre motive. Uh -huh. uh, un alt motiv ar fi că, în momentul în care acea persoană intră. Eu pot să-i șoptesc la ureche, să-i transmit un mesaj uh -huh. doar pentru el. Uh -huh. Dacă am două persoane, trei persoane da. diferite, mesajele da. pot să fie diferite. Perfecte. Ceva ce-l ajută pe unul, nu-l ajută de pe ce celălalt. celălalt. Și atunci sunt efectiv uh -huh. 100% cu el Dar acolo. Bravo. Îmi dau seama după ochi, după buze, după respirație, îmi dau seama după uh -huh. tremurat. Pentru că tremuratul e un, da. un aspect normal, este o, un, un răspuns firesc uh, legat de faptul că Organismul nostru are nevoie de căldură. Se provoacă acele microcontracții exact. care generează căldură și eu chiar le spun: da, Nu blocați tremuratul, dați-vă voie să tremurați, este firesc, te ajută pe, să tremuri. De-aia tremurăm și iarna până la urmă exact. ca să producem căldură. În momentul în care intru în apă rece, sângele din extremități se adună să păstreze organele calde. Se mm -hmm. face un, uh, un, uh, un calcul de eficiență e mai ok să pierd un deget decât un ficat. Și atunci Corp. corpul caută exact. să păstreze exact, exact. organele intacte. Exact. Metabolismul încetinește. La început este foarte dinamic, exact. Metabolismul și apoi ușor, ușor încetinește. Rămân în funcție de doar procesele absolut necesare da. pentru a face față acestui da. stres. Este un stres. Clar. După ce am ieșit din apa rece... Dacă mă încălzesc prea repede, nu fac altceva decât să amestec prea repede sângele rece din extremități, pentru că da. organismul consumă energie să păstreze organele calde, mm -hmm. mai puțin extremitățile, cu sângele cald de aici, din zona trunchiului. Mm -hmm. Și atunci va apărea un fenomen care se numește afterdrop, nu am găsit un termen în mm -hmm. română pentru el. Va, va apărea o scădere a temperaturii. Mm -hmm. Care se va resimți foarte puternic. Și atunci, încălzirea de după poate deveni un alt element extrem de important Aha. în toată metoda, Aha. pentru că eu va, voi fi nevoit să ajut propriul meu organism să revină la funcționarea de dinainte. Nu stau și aștept să-și revină, îl ajut, Aha. făcând o încălzire într-un anume mod. Încălzirea asta se face prin da. izometrie, prin contracții și da. relaxarea mușchilor. În momentul în care contract și relaxez mușchii, apare și o contracție și o relaxare a musculaturii de pe vasele de sânge. Mm -hmm. Dacă am pune cap la cap toate vasele de sânge din corp, s-ar aduna undeva la vreo 125.000 de kilometri. Toate vasele astea de sânge sunt învelite într-o rețea de mușchiuleți. Mm -hmm. În momentul în care mă expun la frig, apare o vasoconstricție. Da. În momentul da. în care revin la funcționarea normală, apare o vasodilatație. Practic este un fitness al vaselor de al sânge vaselor. care se întâmplă aici. De-aia, anumite uh, afecțiuni care țin de sistemul cardiorespirator, cardio în special, da. pot fi în timp tratate. Mm -hmm. Pentru că uh, revine la funcționarea normală a corpului. Îl provoc să funcționeze cu, la setele din fabrică. Mm -hmm. Nu la ce l-am obișnuit da, da, da. să fac în ultimul timp. Aha. Avem nevoie de hormeză. Avem nevoie să îl stresăm un pic și apoi... În urma procesului de supracompensare, el se devină mai bun în a face față acelui stresor. Uh, și acum, o chestie care mi s-a părut foarte interesantă este momentul în care intram în, în acea cada cu apă rece și stau până în gât. Eh, și m-am obișnuit, după care bag capul sub apă. Acolo e alt șoc. Și recent am văzut. Uh, pe cineva zice ok, n-ai cum să faci apă rece, rece în casă, bazin, chestii. Uh, zice foarte simplu. Deci, în primul rând, că la nivelul feței avem foarte multe terminații nervoase. Deci, uh, iați un bol în care îți încape fața, pune apa acolo jos să înghețe, o țin în congelator și dimineața pui apă rece peste, aștepți câteva minute să ajungă la acea temperatură mică și puneți fața acolo. Uh, spune că iarăși efectele sunt uh, foarte mari. El zi, în acel podcast spunea că sunt mai mari decât dacă te baci tot în corp. Mă rog, eu cred că este o combinație foarte interesantă. Am încercat și eu. Uh -huh. La mine funcționează mai bine intratul, intratul da, da. Însă când Într intru în apă rece și bag capul chiar se petrece o... Adică am perceput eu nu, am, nu pot să zic că am cine știe ce antrenament, dar e acolo o contracție a corpului când bagi uh -huh. capul. Da. Eu nu prea recomand să intru uh -huh. cu capul și eu intru foarte rar. Uh -huh. Intru doar să arăt că se poate. Uh -huh. Dar uh, nici n-am studiat, nici nu m-a uh -huh. atras partea asta a practicii. Uh, la UIM n-am găsit-o. Uh -huh. uh, în momentul în care faci baie în apă rece, în natură, vine firesc lucrul ăsta. Însă când o faci într-un da. mediu controlat, unde apa e poate Așa. prea rece, uh -huh. poate e un pic mai complicat. Uh, colegul meu, cu care uh, am uh -huh. început să învăț practica da. de tumo, recomandă să treacă măcar jumătate de an de la băile în apă rece, până când să duc și capul. Uh -huh. e vorba de cap cu totul nu de față da, da, cap cu totul să te uh, scufunzi da. cum zice. una este când intru așa în da. picioare și trece apa de cap da. și alta este când las fața în jos a, să -aș... pentru așa că așa, în momentul așa, da. în care las fața în jos apare un reflex uh -huh. în engleză se numește mammalian dive reflex sau reflexul uh -huh. mamifer de scufundare uh -huh. care la rândul lui produce o încetinere a metabolismului uh -huh. automat generează o scădere a numărului de respirații pe minut Intră corpul într-un într mod de conservare, de ușoară conservare mm -hmm. și ușoară reparare. Deci sunt mai multe lucruri care se întâmplă și când dăm atenție detaliilor ăstora, putem alege să facem practica aia care ne interesează pe noi. De exemplu, dacă vreau să mai dau jos un pic din țesutul adipos, da. după ce am ieșit din apa cu gheață, mm -hmm. nu intru să mă încălzesc direct. Rămân un pic Aha. în aerul rece de afară, dacă e rece, până când simt că încep să tremur. Aha. Am nevoie să generez acel tremurat. Tremurat. După ce am început să generez tremurat. Care de fapt sunt arderi care produc căldură. Exact. Uh -huh. exact. Deci forțez un pic corpul să o iau un pic înainte. Uh -huh. Dacă nu vreau treaba asta, imediat după ce am ieșit, încep să fac exercițiile alea de izometrie uh -huh. și trec la încălzire. De obicei, cam cât stai în apa cu gheață, cam atât minim atât, minim. faci încălzirea de după. Mm -hmm. După ce a avut loc expunerea la frig, nu-i las pe oameni să plece direct acasă. Îi mai țin încă vreo 20-30 de minute măcar, mm -hmm. pentru că pot apărea diverse reacții da și în funcție de ce apare, îi pot ajuta să treacă mai ușor peste, să revină la funcționarea normală. Uhum. Am și zmei care nu vor să se încălzească sau care nu dau doi bani pe încălzire și fac, o fac în dorul și după aia dispar. Am avut pe cineva care în august 2020 l-am ținut în apă la 2 grade 20 de minute, Atât a vrut el, vorbea, nu avea nicio problemă. 20. 20 de minute, da. Păi, uh, recordul uh, la are o fată care e atâta da. dacă se întoarce în profil nu vezi spre camera uh, care s-a -a vrut 30 de minute în apă cu gheață. Mm -hmm. Este fata care s-a vindecat de uh, infecția urinară. Mm -hmm. Și după vreun sfert de ore m-a sunat și iartă-mă, ai avut dreptate, îmi pare rău, abia am putut să mișc x 5 de la semafor să lurg pe trotuar, m-a apucat un tremurat când nu mai funcționa nimic. Asta se întâmplă când stai prea da. mult și nu te încălzești suficient chiar după. De-aia, 2 minute și jumătate, 3 minute și jumătate sunt suficiente. Ce e peste este deja ambiție. Ori, Doamna de gheață, uh -huh. când te îmbrățișează, îți dă niște daruri. Când tragi de ea să obții mai multe corect, daruri, îți dă și niște palme peste. Corect, cap. corect, corect. Uh, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile care le sunt. Uh, pe mine mă convinc și mai mult, știi, acum și acum mă bucur că există ceva în cadrul organizat. Um, de ce faci excelent de bine este întrebarea emisiunii obligatorii. <laughs> de ce fac excelent de bine? Da. Păi, în primul rând, acum patru ani, când am ieșit din corporație, din sistemul bancar, și mm -hmm. nu știam în ce direcție să o apuc, m-am dus în direcția hobbyurilor și am transformat hobiul mm -hmm. în muncă. Și am facturi de plătit, și eu am cursuri de plătit, și eu am impozite de plătit. Da. Și ca PFA <laughs> suntem loviți da. destul de bine. Da. Uh, și încasez bani pentru treaba asta. Însă o fac cu extraordinar de mare plăcere și doar asta fac. Mm -hmm. Respirație, somn și baie în gheață. Nu mai fac nimic altceva. Adică mai merg prin corporații, mai vorbesc despre stres, despre asta, dar totul se reduce la respirație, somn și baie în gheață. Aici sunt. s ai găsit mele. rețeta ta, de fapt. Exact, și pe asta o dau mai departe. Și eu, eu nu muncesc. Mm. -hmm. În momentul yeah. în care am un eveniment, mă duc, sunt acolo, după eveniment cad lat. am fost acum două săptămâni la Voroneț, a fost o tabără de bărbați și am vreo 15-16 bărbați pe care i-am ghidat. După ce am plecat de la Voroneț, am oprit pe drum, am dormit jumătate de oră, pentru că genul ăsta de experiențe pe mine mă, mă cam seacă de, uh -huh. de energie uh -huh. și la mine am încercat uh -huh. orice, uh -huh. cu foarte mare deschidere. Somnul e singurul care mă ajută să mă refac. Și trebuie respectat. După prima sesiune de baie în gheață, pe care am organizat-o în mod oficial ca instructor, Așa. am dormit șapte ore. Doar. După a doua cinci. Aha. După aia dormeam cam trei. Acum uh -huh. s-a mai redus somnul. Jumătate dorme e suficient, uh -huh. dar am nevoie de somnul ăsta. Uh -huh. Sau dacă nu mă bucur de el, seara mă bag la șapte jumate, opt la culcare, vară, iarnă, nu contează. Uh -huh. Deci, corpul își cere și îi dau da. când, își cere, când, da. când îmi cere. De asta zic eu. Super! Un alt motiv este faptul că în permanență sunt la curent și cu partea de știință pe care ne oferă Academia, dar nu mă limitez doar la atât. Urmăresc mm -hmm. mai multe direcții. Mă duc, dar tot ce ține de respirație, somn și expunere la frig. Mm -hmm. Atât. Mai știu și de prin restul, îmi place să cunosc, dar... da, Dar asta e specialitatea. Da, am reușit Super. să mă nișez. Super! Super. Ce le-ai recomanda oamenilor să facă, din perspectiva ta și din experiența ta, să facă pentru a porni, a păși pe acest drum excelent de bine? le recomanda să caute întâi, să se informeze, să vadă care sunt uh, limitările, că pot, pot fi niște uh, probleme de sănătate care este împiedice să ai parte de o experiență uh -huh. bună, plăcută. Da. Și apoi să găsească acea persoană cu care rezonează. Pentru că beneficiile sunt atât de mari, mm -hmm. dar dacă te duci la un instructor că ți-a spus nu știu cine, că acolo ba. e și n-ai rezonat cu el, e posibil să te văduvești singur de o experiență mm -hmm. a la lung. Deci, dacă am simțit că n-am rezonat cu un instructor, să mai caut. Aș recomanda iarăși, de asemenea, să mergem pe un instructor certificat care este la zi cu tot ceea ce înseamnă tehnici de siguranță, cu ceea ce înseamnă partea de respirație, cu ceea ce înseamnă protocolele Academiei, mm -hmm. pentru că cineva care a fost la un eveniment al meu și a văzut cum ghidez, a văzut cum ghidez pentru un anume grup de oameni, dar nu e valabil pentru alții. Correct. Cineva care a fost la un eveniment unde erau mai mult avansați, a avut parte de o altă experiență decât cineva care a fost la un eveniment cu începători. Ori experiențele nu sunt mm -hmm. identice. Mm -hmm. uh, Deja îmi dau seama, după cuvintele pe care le spune cineva, cam cât de mult pot să insist, astfel încât da. să fie o experiență memorabilă, dar nu uh, greu mm -hmm. de dus. Da. Da. Adică vreau să am clienți recurenți, nu clienți care nu vor să mai audă de mine. Corect. <laughs> deci să, să <laughs> caute și să nu se oprească. Da. La da. prima experiență. Toate experiențele sunt diferite, indiferent. Fata care se apropie de 30 de băi în gheață mi-a spus: Băi, niciodată respirația nu e la fel, niciodată băi în gheață n-a fost la fel. Da, de fiecare dată este De fiecare diferit. dată este la fel și este absolut normal să nu ne așteptăm să repetăm o experiență. Exact. Să intrăm cu bucurie și cu curiozitate pentru o nouă experiență. Da, așa este. Asta am constatat și eu. Când, chiar dacă, de exemplu, am frecvența mai mare, de fiecare dată când intru în apă experiența este diferită cu toate că temperatura apei este aceeași. Totul aparent este același, dar uneori sunt confortabil, altor simt mai repede disconfortul și atunci simt nevoia să ies și asta e. Huberman chiar spunea, uite, propuneți să de exemplu uh -huh. să numeri pragurile uh -huh. unde te simți uh -huh. inconfortabil. Uh -huh. Poți să numeri de exemplu așa. Am bazinul cu apă uh -huh. cu gheață m-am prezentat acolo. Am făcut primul pas, al doilea pas, am tras uh -huh. aer în piept și m-am lăsat în jos. Am trecut deja de primul prag. Să uh zicem, -huh. mi-am propus 10. Uh -huh. După aia nu mai stau să număr nimica. M-am stabilizat, sunt acolo și caut să identific acele momente în care mi-aș dori să ies. Uh -huh. După, ce, Dacă am în 3, 4, 7 secunde acel moment, va dispărea dorința de a ieși. Da. Dar după aia iar apare. E, și îmi propun să stau 10 praguri din asta. Uh -huh. L-am făcut pe primul cam intrat. Dupa, următoarele. Da. Mm -hmm. Următorul este chiar că m-am lăsat în jos. când da. Mi se oprește respirația da, 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 în gât și e destul da. de intensă treaba. Dar, după aia, ele vin la intervale absolut neregulate de timp. Mm -hmm. Deci, nu da. e o da, matematică. Nu. Acolo. Da, nu e matematică. Nu, e de fiecare dată diferit. Exact. Și îți găsești optimul. Măi, șapte e prea mult. Ies după trei. E prea mult pentru mine. E foarte important. Să nu exagerăm, să nu căutăm să împingem cu secunde. Să nu ne vitejim. Să nu, nu, Eu le spun zmei. Zmei, așa. Da, ci în momentul în care simți că e prea mult, să se asculți corpul, că el ne dă semnale în da. permanență, noi nu le ascultăm. Așa este. Așa deci este. să ne întoarcem către, către noi. înăuntru da. și acolo vom găsi uh -huh. răspunsurile. Acesta este bolul cu surprize. Respectiv, fiecare uh, hârtiuță este cu un mesaj sunt în engleză, sunt destul de mărunte. Ideea este următoarea. să spui intenție. Intenție poate să, rămă, să rămână a ta. Nu trebuie să ne o spui. Dar vreau să desfacem mesajul, să-l citim și să-l comentăm. Că poate se potrivește cu sigur ceea ce am vorbit noi astăzi. Aici. Te rog. un vers al lui Rumi. Aha. Love said to me, there is nothing that is not me. Dragostea mi-a spus mie că nu există nimic în afară de mine. În afară de mine. Care nu este eu, care nu este, este da, rămâne amintire. Mulțumesc. Pentru această emisiune și acest episod. Lui de bine. Îți mulțumesc foarte mult și am îmbogățit și mă bucur că am îmbogățit cu încă o informație și încă un episod în plus că există oameni care fac excelent de bine chiar dacă nu sunt populari și atât de cunoscuți cum unii se așteaptă să fie. Îți mulțumesc foarte mult! Și o mulțumesc și... Și pe data viitoare! Sigur că da! Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi, așa că ascultați-l până la capăt, și puneți în practică recomandările și de ce nu apelați la niște băi reci pentru că clar o să vă facă bine. Însă până vă băgați într-o baie rece apăsați butonul roșu de abonare, subscribe, ca să primiți notificări din partea noastră când postăm ceva nou. Iar până data viitoare faceți excelent de bine!